Concert de caritate la Sala Talia. Manuela Golescu și Costel Busuioc au cântat duminică seara pentru copiii nevoiași. Concertul, care a durat mai bine de 2 ore, a ajuns la sufletul sibienilor prezenți la manifestare. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris. Spectacolul de caritate a avut loc duminică seara. Sala a fost plină de sibieni care la ieșire au donat bani pentru copiii din centrele de plasament. Cei prezenți au fost uimiți de tenorul Costel Busuioc și de cea mai bună voce feminină a ortodoxiei române, Manuela Golescu. Colo îndepărtări, dincolo de sări, este un loc curat, larg și desfătat, unde ochi nu plânge, unde glonț n-ajunge, unde n-acur sânge. Spectacolul de caritate a fost organizat de Mitropolia Ardealului cu scopul de a strânge fonduri pentru centrele de plasament. În Duminica Florilor am organizat un concert extraordinar în scop caritabil la Sala Talia din Sibiu, unde au concertat tenoristul Costel Busuioc și actrița Manuela Golescu, care prin cântul lor au încântat inimile celor prezenți în această după-amiază de sărbătoare. Tot acest concert a avut un scop umanitar, prin care noi, cu banii din colecta rezultată, vom ajuta copiii de la centrul de plasament Gulliver și nu numai pe ei, ci și alți copii care au nevoie de ajutor în preajma sărbătorilor pascale. La finalul concertului, Mitropolitul Ardealului s-a adresat oamenilor prezenți în sală. Ne-a adus aproape de noi pe cei mai dragi ai noștri, față de care suntem datori, fața lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că au fost ai noștri și sunt ai noștri. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că sunteți și dumneavoastră ai noștri și cinstiți biserica așa cum se cuvine, îl cinstiți pe Hristos și încălziți sufletele credincioșilor cu darurile acestea extraordinare. A fost ca o liturghie, ca o slujbă dumnezeiască, un tandem, o alternanță între versuri sfinte, minunate, și cântări melodioase extraordinare. Când am auzit prima dată de Costel Busuioc, m-a cuprins un fior și mi-a fost teamă. De unde este? Cine este? Și mai ales, ce este el? Am avut o întreită bucurie să aflu că e român. Prima bucurie a fost că are o voce extraordinară prin care ne cinstește pe noi pe toți și am adăugat și a treia, care a fost definitorie, e ortodox. N-ar fi fost nimic să fi fost și de altă confesiune, pentru că tot darul lui Dumnezeu lucrează. Dar dacă este al nostru, iată că revine la noi și ne bucură foarte mult. Doamna Manuela ne-a copleșit cu mulțumirile. Este cu bine o singură mulțumire adusă de toți noi, toți lui Dumnezeu. Că dacă am făcut ceva, slugi netrebnice, așa spune Scriptura, așa să ne considerăm slugi netrebnice, ceea ce se cuvenea și ai fost dator să faci, aceea ai făcut. N-am făcut noi, ce a făcut Dumnezeu pentru toate, ce a făcut dumneavoastră. Vă mulțumim din tot sufletul.